Mergem? Le pornim? Plecăm. Ia, pe noi luăm de astea. Că noi cu astea mergem. Ce faci, Dara? Unde mergi? Mergem la... 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 Bravo, iubita lui tata. La dreapta, da. Salutare, prieteni! Încă o zi! Spune, Dara! Încă poveste! Povestea de astăzi este la Marea Buclă, în jurul lacului Tisa. Dara ne acompaniază până unde intrăm pe pistă și ea va rămâne la plajă și scăldat. Să înceapă povestea de astăzi. Tati, acum e vânt, dar e cald. Da, da, da. Păi când e umbră e un pic mai răcoare, dar când e numai soare e cald. Bine. Chiar dacă e zi de lucru, se dă lumea. Alo? Ia priviți aici paradis. Avem noroc astăzi, se pare că o să fie mai mult în ora decât soare, când e soare foarte cald. Da, uite așa, mai sunt niște locuri dintre astea pe malul Tisei. Mai ne băgăm, mai ieșim. Aici e super, locul ăsta e perfect. Pare că nu-i frecventat așa tare de pescari, pentru că e mult stuf și albia e mică. Uite, este ceva. Fain loc. Cel mai fain loc de până acum. Ia ce scrie aici. Free toilet. Închirieri bițe, bărci. Fain. Aș băga. Am ajuns în localitatea Poroslo. De aici ieri am plecat cu barca vreo 40 de minute de la centrul ăsta de închirieri și am fost aici la Ocoscentrum, la acvariu și alte animale de companie. Și traversăm Tisa pe podul special amenajat pentru bicicletă. Thank you.
Tiso. Acum trecem peste Tisa. În rest sunt niște brațe stătătoare. Lasă-mă să trec, mă! Ia priviți acolo ce copac interesant de culoare albă. Cred că ăsta e o îmbătrânit deja, nu? Oare nu ăla-i motivul? Parcă și roțile și parcă stați pe loc. Uite, de fapt era plop ăsta, nu l-am văzut niciodată în situația asta. Parcă e nins. Băi, eu nu se merea cu vaporul până partea aia. Dar ce s-a întâmplat, bă, Maco? Facem plimbare. Plimbăm bicicletele, că... Te-ai săturat de așteptat? Să înțeleg că mergem încet? Da, mai opri la o terasă și ajungem mâine. Am înțeles. Da. Uite, cu ea în spate atunci. Am deviat un pic de la pistă și ne duce fiara pe cărări de vis. Cum spuneam și în video anterior, ieri pe tot drumul, drumul a fost împodobit cu salcâmi. Văd că aici au apărut și castanii. Foarte fain, foarte fain de biciclet, de cicloturism, superb. Cum e melodia? Și-au nebunit salcâmii? Uite ce de treabă-s vecinii noștri unguri, ne-au făcut aici tricolorul din cauciucuri. Mulțumim! Alo! Luna mai, luna florilor, castanul roșu! Cristi pe dance. La campingul Cormoranilor. Hello.
mi ți plec. Ia uitați-vă aici. Hello. Sunt toate formele. Astea sunt vițe închiriate. Am trecut de bariera celor. Maghiară, Tisa Fiulet. Plecat. Am ajuns în locul ăsta amenajat special pentru noi și pentru Paștele Ortodox. Uite, ne așteaptă iepurașii. Asta e casa iepurașilor. Din păcate, suntem invadați din nou. E ora migrației a bondarilor, țânțarilor și a toate ghidigonile din lumea asta. Ui, ce fain e aici. Foarte fain. Asta e căsuța iepurașilor pescari. Hai, aici avem berea. Deci cum? Deci, de aici facem ori pe poticuța asta, ori pe asta și ajungem la farul cel mai înalt. Observator cu far, dar nu, pentru mine e un far. E sigură? Da.
Dar ai văzut de pe plot. N-are în pămâna ta. Era ok. Dacă nu, 10 de ani. Dacă ne pierdem... Dacă ne pierdem, îl sunăm pe Marco și ajungem. El unde s-a pierdut? Și să facem un mutărel. Cel mai înalt punct de observație din traseul nostru de astăzi. Hiperevizie. Am trecut de kilometru 55. Mai avem undeva la 10 km. Ne apropiem de final. Vremea în continuare perfectă. Aici am ajuns aseară. Și uite așa, încheiem bucla 65+, mai avem un kilometru până acasă, or să iasă undeva în jur la 67. Am înregistrat și eu și Agripina. Cum a fost fiară? Săpăcitor la fund. Ah, asta e normal. Ca întotdeauna, de regulă, prima tură o facem lungă. Să știm că am făcut-o, nu Cristi? Cum a fost? Foarte fain. Ne-am pierdut de Marco. De Marco? Dar mă rog, asta și-o dorit el. Și-a dorit el să ne piardă, normal, pe când ajungem acum o să zică de 3 ore vă aștept, nicio problemă. El nu a văzut ce am văzut noi și nu s-a bucurat de toate locurile astea minunate din Delta Tisei. Așa că măcar are filmul. Să curgă berea, să sfârâie grătarul. I love you, lume. Povestea continuă. Firi? Ne vedem la grătar. Ceau, fiară? La stânga, spre casă. Ce zici, Marco? Zici, mă, v-ați rătăcit? Ne-am rătăcit și lasă vrăjala că te-a dus... 1.35. Rangă și te-a dus. Rangă și de bă, intuitivitatea. Intuitivitatea lui Marco, de cercetaș, m-a dus unde trebuie. Câte pahare ai de așa limba? Deja am 4. Voi... Goale? Măi, nu goale, gola cum a s-o golit. Vrăjeală. No, încălzim o ciorbă?